În minutele care urmează pe Exclusiv TV, veți vedea ședința Consiliului Județean Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, stimați colegi, dacă îmi permiteți, bine ați venit la ședința Consiliului Județean. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 706 din 22.09.2023 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședința din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție sunt prezenți 34 și avem o absență motivată. Pe această cale îi transmitem condoleanței colegei noastre la moartea tatălui, Tina Cristina. Și avem o doamnă care este doamna Filip, care îi urăm sănătate, e online. Având în vedere proiectul ordinii de zi, au fost invitați să participe la ședință doamna Alexandra Albuț, director general al Direcției Generale de Protecție a Copilului Bacău, doamna Natasha Gabriela Crejmaru, domnul director al Direcției Județene, doamna director al Direcției Județene de Evidența Persoanelor, domnul Radu Bezniuc, dar este înlocuit de domnul director comercial Gabriel Măriuț. Și la CRAB văd că nu avem prezența domnului Constantin. Este învoit, m-a sunat de ieri, este învoit, are o problemă personală. De asemenea, în ședință participă directorii și șefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate. Pentru ședința de azi, proiectul ordinii de zi este următor. 1. Aprobarea procesului verbal la ședințe extraordinare din data de 13.09.2023. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare a persoanelor cu handicap ungureni aflat în subordinea DGASPC Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean privind aprobarea organigramei și a statului de funcție pentru Direcția Județeană a Evidenței Persoane Bacău cu modificările ulterioare. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru susținerea activității operatorilor aerieni pe aeroportul internațional Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 13 metri pătrați din zona drumului județean DJ-119B, strada Ion Simionescu, sat Himeiuș, comuna Himeiuș din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Comunei Himeiuș în favoarea SC Delgas Gride SA. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău, convocată pentru data de 02:10. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală extraordinară a acționarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău SA, convocată în data de 02:10. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în Consiliul de Administrație la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielile județului Bacău pentru anul 2023. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru prestarea serviciilor de transport pe 105 trasee județene cuprinse în programul transport public județean prin curse regulate prestate între localitățile județului Bacău, valabil în perioada 2023-2032. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 206 din 30.09.2022 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău în perioada 2014-2020, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului, a listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente Consiliului Județean, precum și a participării Consiliului Județean la cofinanțarea proiectului. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului Consiliului Județean să susțină să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social, centru de îngrijiri și asistență pentru persoane
adulte cu dizabilități, precum și modificarea articolului 11 din hotărârea Consiliului Județean numărul 204/2023, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Deci, în unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la, în conformitate cu articolul 135 din Codul Administrativ, aliniatul 8, cu modificările și completările ulterioare, propun suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte. Proiectul de hotărâre privind stabilirea listei produselor care vor fi distribuite și a măsurilor educative care însoțesc atât distribuția de fructe și legume, cât și distribuția de lapte și produse lactate implementate în cadrul programului pentru școli al României în județul Bacău și pe perioada cursurilor anului școlar 2023. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 119 privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bacău, cu modificările ulterioare. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului special a reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, convocată pentru data de 25 octombrie 2023. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale unor servicii sociale cu cazare din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Filipești, precum și modificarea articolului 15 din hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 204, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Pentru proiectul scris, am să motivez urgența, de ce a fost pus pe ordinea de zi suplimentară, pentru proiectul de hotărâre înscris la punctul 1, având în vedere începerea cursurilor anului școlar 2023-2024, se impune de îndată demararea procedurilor de atribuire a contractelor subsecvente pentru achiziția produselor în cadrul programului pentru școli al României. Pentru proiectul de hotărâre înscris la punctul 2, urgența este motivată, de fapt este o singură modificare, se înființează laboratorul de microbiologie, așa cum prevede legea, ca atare votul trebuie dat pentru, și motivarea pentru care am pus, pentru a înființa în cadrul spitalului un laborator de microbiologie. Solicitat, evident, din punct de vedere legal și cu acordul Ministerului Sănătății. Pentru proiectul de hotărâre înscris la punctul 3, urgența constă în acordarea mandatului special al reprezentantului legal al județului Bacău în adunare generală a ADIP Bacău, convocată pentru data de 25.10.2023, în vederea aprobării listei de candidați propuși spre a fi mandatați în Consiliul de Administrație SC Bacău SA, raportat la termenele prevăzute de UG 109 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. Deci pentru proiectul 4, urgența este motivată necesitatea obținerii cu celeritatea licențierii locuințelor maxim protejate din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Filipești. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Da? Online? În unanimitate s-a votat suplimentarea ordinii de zi. Astfel, la punctul 1 de pe ordinea de zi, dau cuvântul doamnei secretar general al județului Elena Cătălin Nazar. Vă rog. Potrivit
Secretarul Unității Administrative Teritoriale supun spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din 13 septembrie 2023. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Procesul verbal a fost adoptat în unanimitate. În continuare dau cuvântul doamnei secretar general. Mulțumesc. Consilierul județean, aflat în una dintre situațiile de conflict de interese, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective. Ulterior anunțului, Consiliul Județean nu mai este luat în calcul pentru formă necesar adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Vă rog, dacă sunt posibile incompatibilități, domnul Andrieș. Nu particip la concurs. Da. Domnul Droiman. Doamna consilier județean, vă rog. Da. Domnul... Mai este cineva? Eu. Și dumneavoastră? Nu particip la vot la punctul 9 și 11 de pe ordinea de zi. Facem o recapitulare ca să nu greșim. Doamna secretar Jean, vă rog. Domnul consilier Andrieș la punctul 8, domnul Droiman la punctul 12, doamna consilier Saga la punctul 10, domnul Bravo la punctul 10 și domnul Spicăț la 9 și 11. Deci este în regulă, da? La punctul 2 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Ungureni, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre, dacă nu sunt intervenții. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri, vă rog. Da, mulțumesc. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 278 din 2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru susținerea activității operatorilor aerieni pe aeroportul internațional George Enescu Bacău. Dacă nu sunt intervenții, deja sunt două înscrieri. Haideți să vedem cum a fost aproape. Domnul consilier județean Valerian Vreme și urmează domnul consilier județean Olteanu. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, cred că aproape nu ședință în care să nu avem câte o hotărâre pentru aeroportul internațional George Enescu. Asta este, cred că de bun augur, faptul că ne implicăm acum. Dar nu pot să nu remarc faptul că am început așa, cu 50.000, cu 50.000 de mine și acum am ajuns la 200.000. Dacă pun că, cred că managerului în luna martie, avem vreo 6-7 luni de când el este manager, practic noi în fiecare lună îi dăm câte 100.000 de euro. Poate creșteți. Dar nu e nicio problemă, mă corectați. Eu am făcut un calcul simplu. Și cu ăștia 200.000 de euro,
Noi, Consiliul Județean, dăm în total vreo 4 milioane de lei aeroportului Bacău. În schimb, n-am văzut, și am văzut că asta nu este o întrebare aici, că ar fi putea să mă întrebește lucruri, n-am văzut absolut niciun raport referitor la cheltuirea acestor bani și dacă au vreo eficiență. Mai frumos, văd că cel 200 de mii de euro o să dau și să mă corectați dacă greșesc, pentru un agent, un operator aerian, care ar veni la să opereze pe aeroportul din Bacău. Din punct de vedere managerial, să știți că este o măsură bună. Dar nu se face așa. În vorba aia, când conduci o asemenea entitate, o conduci așa, mai cu discreție. Și spun asta, pentru că dumneavoastră deschideți cutia Pandorii. Și dacă noi dăm 200.000 de euro, mâine o să vină Suceava și o să spună 250.000 de euro. O să vină Iașu, care are și altă putere și economică și așa mai departe, și o să spună 500.000 de euro. Păi ce facem noi? Dăm drumul așa, generăm noi un lanț de ăsta care s-ar putea să nu se mai oprească? Eu cred că această hotărâre este lipită. Poate mai degrabă găsiți o altă formulă prin care el să genereze asemenea proiecte, asemenea măsuri. Cei care conduc aeroportul, în discuțiile directe cu cei care ar fi posibili operatori pe aeroportul din Bacău. Iar când spun că aș fi vrut totuși să văd totuși, atunci când a venit domnul director și l-ați prezentat și l-a susținut, el a venit cu anumite ținte. Ar vrea să știu și eu dacă una din aceste ținte a fost îndeplinită, iar nu pot să nu remarc faptul că am citit despre Brașov, de când s-a dat drumul, până pe 15 septembrie, deci vreo 2 luni sau 3 luni, au deja 50.000 de pasageri. Eu cred că și măsura care ați luat când l-ați adus pe acest domn director a fost o măsură proastă. Ați susținut-o dumneavoastră cu bani foarte mulți ca cumva să ieșiți în fața păcăoanilor că da, domnule, face ceva, dar eu cred că trebuie să spuneți stop și să regândiți tot ce înseamnă conducerea aeroportului Bacău. Mulțumesc! Cum preferați să răspund direct sau să las pe domnul consilier județean Olteanu să-și pune întrebări? Domnule președinte, vreau să vă spun că nu mie îmi răspundeți. Eu am vorbit pentru Băcămari și vreau să le răspundeți Băcămari. Trebuie să recunosc că o asemenea formă de e rară, dar vă felicit pentru modul cum ați spus problema. Într-adevăr, noi le răspundem băcăoanilor. Și tocmai de asta, pentru că le răspundem băcăoanilor, aș vrea să vă spun că toată interpelarea noastră este complet falsă, bazată pe lucruri care arată o necunoaștere completă a funcționării unui aeroport sau unei piețe a aeroportului. Întâmplarea face, poate întâmplarea sau nu întâmplarea, de fapt, interesul pentru aeroportul din Bacău, din partea Consiliului Județean, face ca noi să participăm la tot felul de conferințe și unde se dezbat problemele aeroporturilor regionale de la nivelul din zona de Europa Centrală și Sud-Est, ce se întâmplă la aeroportul din Bacău nu este sau problemele care se confruntă, sau problemele care s-au confruntat, aș putea spune, că îndrăznesc să spun că s-au confruntat, sunt generale la nivelul Europei și Europei de Sud-Est, inclusiv cu aeroportul din Bacău. Am participat acum o săptămână, două săptămâni, cu aeroportul din Oradea, la o conferință cu aeroportul, dumneavoastră n-ați fost, ca să știți, de fapt, care este reala problemă și de asta nici nu cunoașteți cam
cum ar trebui să reacționeze aeroportul la o provocare de piață cu companiile aeriene. Ați făcut o declarație demagogică, politică, de altfel, și nu neapărat bazată pe cunoaștere. Eu am să vă răspund în felul următor. 1. Așa cum am votat în planul Reconnect, nu se dă niciun ban aeroportului. Nu finanțăm aeroportul. 2. A spus noastră că noi, prin această hotărâre, dăm bani către aeroport. Exclus. Nici vorbă. Prin aceste măsuri, în schimb, avem un pachet de negociere cu ceea ce spuneați dumneavoastră. Un pachet de negociere cu alte companii. Și să știți că nu faceți un lucru bun să atragem atenția asupra altor aeroporturi care au deja implementate, poate, aceste scheme. Pot să vă dau exemple, dar asta ar însemna să încalc o anumită deontologie. Repet, această schemă propusă este o schemă avizată de Consiliul Concurenței, este singura modalitate legală prin care noi putem să ajutăm aeroportul din Bacău. 2. Vă spun că aeroportul în acest moment, dumneavoastră îmi dați exemplu, un exemplu de Brașov, care este oarecum contradictoriu în declarații. Se publică, BAC a plecat Danier, BAC e în pierdere, BAC e în... Și după aia veniți să spuneți 50.000 de pasageri. În economia situației, 50.000 de pasageri nu înseamnă mare lucru. În schimb, vreau să vă spun că aeroportul din Bacău s-a stabilizat, s-a mărit frecvența și se lucrează în continuare și de noi depinde, dacă doriți ca acest aeroport să funcționeze, se lucrează în continuare la extinderea rutelor. Dar pe ceea ce avem acum, pe rutele pe care le avem, sunt stabile, asta e important că s-a stopat un picaj, că undeva avem și o creștere, apropo de eficiența managerului, și ce se întâmplă aici, să știți că se întâmplă și în Europa de Est, nu există companie aeriană care să vină pro bono. S-a schimbat această filozofie. Se plătește pe pasager. Se dau facilități. Tocmai că este un război al concurenței cu celelalte aeroporturi. Întâmplarea face să discut cu CEO-ul din Oradea, să știți, au doar curse interne și se străduiesc din calea afară, au dat și scheme de minimis și să mai prindă anumite curse, anumite rute. Nu e o luptă ușoară și nu-i pentru cei care nu se pricep. Eu recunosc că învăț de la un manager care știe să-și facă treaba și care acum se urcă dintr-un avion, se duce în altă parte, după aia se duce și a luat legături cu cele mai mari companii. Mai multe nu pot să spun până când nu se concretizează în ceva. Trebuie să avem și decența și diplomația de a ști ce scoatem pe piață, ce nu scoatem. Să știți că toate articolele noastre legate de aeroport sunt citite de celelalte aeroporturi. Pentru că consideră că suntem un fel de amenințare și le luăm din pasageri. Și să știți că asta este. Vrem să supraviețuiască aeroportul? Trebuie să găsim soluții. Asta e una din soluții. Dar, și repet, uitați, ca temă de lucru, vă rog să faceți o propunere dumneavoastră, că văd că așa la păreri vă pricepeți, faceți o propunere scrisă, o înaintați către Consiliul Județean sau direct către aeroport, că nu neapărat trebuie să mijlocesc eu acest lucru, în care să spuneți, domnule, uitați, un plan de management, asta văd eu. Și îl votăm, dacă îndeplinește condițiile legale, chiar vă lansez o provocare. Îl votăm în cadrul Consiliului Județean, considerați că dumneavoastră, că a fost ministru, sigur aveți altfel amvergura unui om care cunoaște ce înseamnă un management. Ca atare, cred că sunteți capabili să puteți spune un plan de administrare a aeroportului care să-l votăm aici și de care să se țină domnul Beznic. Mulțumesc, domnul consilier județean Olteanu.
de toate aduc la cunoștință când ce acum am văzut acel reconect. Mi s-a spus că este testare cu aeroportul, l-am tot căutat unde este. Sper să aduc mai în pas, o fiți undeva cu tine. Nu, vă să vă răspund domnul director comercial, dar îți spun că l-am făcut atunci când aveam videoproiectorul să facem în direct ca să vedem toți. Revenim la proiectul pe care nu stăm bine deloc și nu vom sta în viitorul imediat bine cu aeroportul. Vă dau două cifre. În luna iulie, traficul a fost de 23.087 de pasageri. În luna august, 23.278, în plus de 191 de pasageri, un avion. Asta în condiții în care este luna de vară, când sunt veniți în concedii, sunt întorși acasă cei din diaspora și mai sunt și ceartele care cresc numărul de pasageri. În echipă că în septembrie, octombrie o să scapă și nu e. Acum, venind strict la proiectul de pe ordinele zi, am de lămurit două-trei lucruri. Odată am văzut în regulament la capitolul 6 beneficiar, la litera F, se angajează deci beneficiarul ajutorului de venit, acea companie aeriană care va veni, se angajează să aloce la sau de la aeroportul internațional Ceaușescu pentru o perioadă de maxim 12 luni consecutive, minim 2 zboruri pe săptămână și maxim 3 zboruri. În primul rând, deci pun o limită maximă și apoi între 2 și 3 ce cea mai bine. Dacă spune limita 2, maxim 3. În fine, cred că aici trebuie lăsat minim 2 zboruri. După logica, dacă este antologică, o să-mi explicați, domnul director. Acum, venind la analiza privind necesitatea și oportunitatea acordării ajutorului de minimis, nu am văzut la obiective, creștere traficului și destinații, logic, vedeți. Apoi, promovarea turistică. Cum face promovarea turistică acest ajutor de minimis? Eu cred că, de fapt, e via invers. Dacă noi am făcut o strategie de dezvoltare a turismului în ajutorul dreptului Bacău, așa cum am cerut mai multe rândurile liberale, cred că acea strategie ar fi ajutat la creșterea numărului de pasageri și de destinații. Și nu, cred că mai mare măsură era ajutorul dinspre turist către aeroport. Și apoi mergând aici, și deja domnul președinte a avut vorbire și chiar vreau să încarce deontologia invocată, văd că unul din obiectivele acestei acoperi acestui ajutor este asigurarea unui cadru de competiție echitabilă în regiune. Asta să înțeleg că sunt alte aeroporturi care deja acordă ajutor de minim, spuneți. Asta se e echitabil. Cine pot fi? Pot fi Suceava și Iași. De ce nu este deontologic să ne spuneți? Dacă știți că nu au ajutor, e foarte bine, este un argument de plus ca noi să votăm. Să vă spun, am zis că nu... Termin imediat în președintele. Deci, e un argument de plus să vădăm oricum noi, liberali susținem orice inițiativă care duce la revitalizarea aeroportului. Cu precizarea pe care o facem la fiecare intervenție. Nu trebuie neglijat și trebuie mers și pe pista valorificării transportului car. Da. Este o oportunitate pe care celelalte aeroporturi din regiune nu valorifică, vă spuneam, sunt zero tone transportate pe care aerului în toată regiunea Moldovei. Mulțumesc, domnule președinte, aștept. Da. Eu am să doar să spicuiesc câteva lucruri doar ca idei din ce a spus și o să-i dau cuvântul domnului director comercial pentru a vă spune legat de proiectul Reconect, pentru a vă spune legat de schema de minimis aprobată și avizată de către Consiliul Concurenței. Trei, la ceea ce a spus dumneavoastră legat de deontologie, că eu nu pot să numesc alte aeroporturi în care sunt concurent, chiar dacă se intuiesc, dar acea schemă pe care dumneavoastră o aveți acolo și acel document
aprobat de, sau avizat de Consiliul Concurenței, prevede acest lucru, tocmai că suntem într-o zonă de competitivitate și într-o zonă în care trebuie să asigurăm un echilibru. Era firească această exprimare și doar că eu n-am ținut să spun care sunt aeroporturile care folosesc această schemă de minimis. Pot să fie și altele. Atât doar am spus că la nivel de Europa Centrală și Europa de Est am participat, invitat într-un panel prin care fiecare și-a spus părerea și problemele cu care se confruntă. Și concluzia generală pentru aeroporturile regionale a fost că fără sprijin financiar, fără implicarea autorităților locale și guvernamentale, aeroporturile regionale nu au șanse să supraviețuiască sau să se mențină pe linia de plutire. Am venit și am dat în fața cunoscătorilor exemplele prin care noi intenționăm să susținem activitatea aeroportului. Și vreau să vă spun că am fost felicitat, avem martori care au participat odată cu mine la această conferință, de către președinta pe Europa de Sud-Est, doamna, te rog să-mi aduci aminte, Anca... Dar asta înseamnă că și cunoaște și știe despre ce este vorba și pe viitor chiar vrem să organizăm la Bacău o conferință cu ATA în care să discutăm probleme și să vedem ce soluții s-au găsit. Asta vreau să vă spun, că nu neapărat, cam toate aeroporturile își găsesc soluții de genul ăsta. Noi am găsit că asta e soluția legală, chiar am și dat un exemplu cum procedăm, programul Reconnect, schemele de minimis, ca un instrument nu de ajutorare, cât de negociere în competitivitatea cu celelalte aeroporturi. Și referitor la partea cu cargo, care văd că există trebuie să fie fezabil. Eu nu vreau să dezvolt un lucru, pentru că nu suntem în faza în care îl pot dezvolta, dar pot să vă spun că suntem în analiză cu Ministerul Transportului pentru intermodal. Cum? Și vreau să închid aici paranteza, să las pe domnul director comercial, care poate da și dânsul amănunte din conferința la care a fost și dânsul. Am fost printre puținii, dacă nu mă înșel, din țară, doar aeroportul internațional din Bacău a fost invitat și Oradea. În rest, n-au mai fost invitate alte aeroporturi. Vreau să vă anunț și chiar mă bucur că printre pașii de reconectare, să zic așa, aeroportului cu zonele limitrofe, s-a aprobat ieri în Consiliul Local al municipiului Bacău autogara sud. Vom urma pașii legali pentru a fi autorizată și vom face acolo un punct care să lege pasagerul de rutele de destinațiile pe care le are aeroportul, inclusiv de adus pasageri dintr-o parte în alta, despre Chișinău către Bacău. Vă rog, domnul director. Sunt confirmate, practic, de programul de iarnă, pe care dumneavoastră l-ați văzut și care a fost anunțat de curând, în cadrul programului de iarnă, după cum bine știți, bună parte din operatorii aerieni și restrâng activitatea. Sau chiar frecvențele. Noi am reușit să păstrăm aceste frecvențe.
chiar parte dintre ele au fost suplimentate, astfel încât avem stabilizat traficul aerian. Etapa a doua vizează strategia pe care noi abordăm pentru negocierea sezonului de vară, care începe din 1 aprilie 2024. Trecem deja la o altă etapă unde discutăm de nevoia și avem aici nevoie de sprijinul noastră pentru a putea negocia și a fi competitiv din piață. Acest instrument, schema aceasta de minis, ne va ajuta să putem negocia și împreună, bineînțeles și cu celelalte scheme de minis aprobate, care de altfel, domnule consilier de mine, nu au fost deocamdată implementate tot din perspectiva strategiei pe care nu au abordat, ele sunt oarecum legate și ne vor ajuta ca toate aceste scheme de minis să ne confere un avantaj în negocieri, în negocieri companiei aeriene. Revenim la întrebarea punctuală a domnului Olteanu. De ce sunt minim două frecvențe, maxim trei? Acest plafon aprobat de 600.000 vizează în principal acordarea către trei companii aeriene. Legislația spune că plafonul maxim aprobat este de 200.000 de euro per companie. În condiția în care această companie n-a mai beneficiat în ultimul creat de acest ajutor de minis. E un lucru foarte simplu. Încercăm ca din acest plafon aprobat să putem avea o perioadă cât mai mare de operare. Dacă, de exemplu, vine o companie aeriană care, în urma acestei negocieri, va pune la dispoziție 7 frecvențe pe săptămână, vă dați seama că intervalul de operare va fi mai mic. De asta l-am prins în acest segment. Minim 2, maxim 3. Tocmai ca el să se poată derula de o perioadă cât mai mare de timp. Plafonul acesta nu va fi aprobat fizic. El va reprezenta instrumentul prin care noi vom putea negocia anumite tarife, care țin de secretul comercial și strategia noastră comercială. Dar aș vrea să mai fac o completare, dacă îmi permiteți. Tot pentru domnul Vreme, lucru care nu l-am specificat. Conform legii, schema de minimis nu poate depăși 200.000 de euro. Așa că, dumneavoastră, nu puteți să-mi spuneți mie săptămâna viitoare că vin cu 250, 300, 350, 400, deschidem o cutie a Pandorei. Asta ca să lămurim cam ce cunoașteți dumneavoastră despre schemele de minimis. Da, domnul consilier județean, Vreme, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Profit de faptul că este domnul director comercial al aeroportului și vreau să pun o întrebare așa punctuală. Când noul președinte a preluat mandatul, au fost, de fapt nu stabilit, el a venit în fața noastră și a prezentat niște cifre. Și vreau să știu dacă dumneavoastră credeți că sunt realiste la ora actuală și dacă aeroportul și le însușește. Deci el a spus că pe 2023 o să ducă numărul de pasageri undeva la 350.000. După care, după o ședință sau două, a venit cu o rectificare, după probabil ce au făcut niște analize acolo, și a spus 150.000. Asta e numărul. Ar vrea de asemenea să întreb ce se întâmplă cu noile rute pentru sezonul de iarnă. Dacă au fost stabilite și dacă s-ar putea să mai retragă sau să mai apară alții. Iar referitor la faptul că ni se spune că într-un avion în altul și ia legătura cu tot felul de alte companii, dacă știți că se reflectă această activitate în cursele noi care, sau companiile noi care vin la toate. Mulțumesc! Da. O să spun eu două lucruri și după niște voia las pe domnul director să confirme sau să confirme cifrele. Doar așa, o chestiune generală, e un contract de management în care sunt anumiți indicatori. Până acum, indicatorii domnului președinte Bezniuc sunt, dânsul a obținut mai mult decât ceea ce este în indicatorul de bază. Doi, referitor la faptul că programul de iarnă a și fost publicat. Dacă n-ați fost atent la ceea ce s-a discutat anterior, asta înseamnă ori nu sunteți prezent,
ori doar puneți niște întrebări redundante. Tocmai v-a explicat domnul director comercial, dar pentru acuratețe o să vă mai explice încă o dată, că numărul de curse este stabilizat, deci nu se retrage nimeni. Doi, că a crescut frecvența, ceea ce înseamnă că o să avem un număr mai mare de pasageri sau vor fi menținuți la același nivel. E o treabă simplă. Dacă suntem de bună credință, nu mai găsim tot felul de lucruri care sunt oarecum și redundante. Dacă vreți să explicăm, o explicăm orice, dar deja s-a explicat acest lucru. Domnul director comercial, vă rog. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Stați așa un pic ca să ne luăm pe rând. Deci, voturi pentru. Și online-ul, dacă e... Ați numărat? Abțineri? Nu. Împotrivă. Am înțeles. Să faceți alianța de la Bacău. 1, 2, 3, 4, 5. Nu e nicio problemă. Mulțumesc. Deci proiectul de hotărâre a fost aprobat cu voturi împotrivă, 5 voturi împotrivă, grupul PMP și USR. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 13 metri pătrați, DG119B, strada Ion Simeonescu, sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Comunei Hemeiuș în favoarea SC Delgaz Gris de Sa. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 6. Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală a ordinară acționarului ASECE, Compania Regională de Apă ESA Bacău, convocată în data de 02.10.2023, ora 15. Supun la vot proiectul de hotărâre. Da. Vă rog. Da. Pe intervenența la proiect? Da, la punctul 6. Da, vă rog. Partidul Uniunea Salvați România nu este de acord cu prelungirea durată mandatului administratului profesorului, cum este prevăzută de la 4 luni până la finalizarea proiectului, deoarece ce am găsit... Dar nu înțeleg, sigur este pe proiectul ăsta? Da. Pe 6 da. Și da. 7, da. Deci și la 6 și la 7. Odată ce am găsit era maxim 5 luni cu posibilitatea de o singură prelungire, 2 luni, în motivare întâlnirea. Deci vom vota împotrivă la acesta și la următoarele, ceea ce privește CRAB-ul, care nu și-a realizat, deși din 2019 are semnat contractul pentru modernizare, nu a realizat nici modernizarea rețelei în Bacău și nici modernizarea cu Sfinii Sejarul Bacău, decât în foarte, foarte mică
Deci vom vota în votul. Da? Domnul Consilier Grețean, mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, noi suntem aici de multe ori puși în tot felul de situații. Vă să votăm ce vrea X, vrea să votăm ceva Y. Dar lucrul este clar. Dar lucrul este clar. Nu avem voie să votăm ceva împotriva lui. Iar în prezenta hotărârii 6 și 7, după cum a spus și domnul consilier Boca, există acea expresie până la, nu mai știu, finalizarea lucrării. Acum eu vă spun și practic de la o societate de asta comercială, ce s-a întâmplat pentru asemenea expresie. Tot așa, au spus 4 luni sau până la finalizarea 108, dacă știți bine legea. Procedura de selecție. Procedura de selecție nu s-a mai finalizat. S-a depășit 4 luni, s-a depășit așa mai departe. La un moment dat, respectivul manager a fost îndepărtat din funcție, dar au venit și au Curtea de Conturi au constatat acest lucru. Știți ce s-a întâmplat? Cei care erau în Consiliul de Administrație i-au plătit salariul managerului pe perioada care nu mai era conform legii. Deci haideți să nu ne jucăm cu legea. Dacă legea spune acolo 4 luni sau 5 luni, plus încă 2, motivat, așa trebuie să merge. Acea expresie care poate să dureze și 10 ani, vă spun eu. Vă dă și o judecată pe urmă. Respectiv, o încerca să dea o judecată Consiliul de Administrație, că nu da de afară pe tema asta. Dar până la urmă, lucrurile s-au inversat total. Și eu vă spun, cei care au aprobat asta au plătit salariul pentru perioada care nu mai era în termen. De-aia vă rog frumos să rectificați și acolo să fie și 2 luni până la... sau motivat cu încă 2 luni. Mulțumesc, domnule președinte. Mai sunt intervenții pe subiect? Nu? Dar v-ați auzit, nu. Să nu vă faceți, chiar v-ați auzit. S-a punctat. Eu vă citesc doar atât un singur lucru. Pe lângă faptul că am viza juridică, din punct de vedere juridic, și eu nu sunt un specialist din punct de vedere juridic, dar am avizarea juridică și vă citesc doar atât. În referatul de aprobare apare așa. Încheierea actelor adiționale la contractul de mandat al administratorului de prelungire a duratei mandatului pe o perioadă de 4 luni sau până la finalizarea procedurii de numire a administratorilor declanșate de către autoritatea publică ADIB. Așa cum s-a hotărât în AGA ADIB, care s-a votat deja, din 21.08.2023. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Voturi împotrivă sau abțineri? Împotrivă. Deci, 5. PMP USR, împotrivă. Mă scuzați. 6 voturi împotrivă. Hotărârea a fost adoptată. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală a acționarului SC, Compania Regională de Apă ESA, convocată în 02.10.2023, ora 15. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi abțineri? Voturi împotrivă? 6. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 6 voturi împotrivă.
Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție a Direcției Generale de Asistență și Protecție Socială și, Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în Consiliul de Administrație la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău. Aici cred că trebuie să facem propuneri. Noi am avut 3 reprezentanți în persoana domnului vicepreședinte Scripăț, domnul consilier Cucerescu și domnul consilier Alex Droiman. Conform legii s-a modificat această structură ca atare și mai avem un reprezentant stabilit de către președinte, doamna Roxana, doamna doctor Roxana, și ca atare va trebui să votăm secret, dacă nu mă șer, propunerile noastre. Am să iau pe rând. Deci trebuie formulate 2 propuneri din 2 propuneri din partea fiecărui grup politic. Haideți să începem Partidul Liberal. Președinte, mai facem propuneri pentru că vreți să fim în minoritate și înțelegi cum avem șansă. Mulțumesc. Grupul USR-PMP sau haideți să vă separ totuși. PMP-USR. Nu facem propuneri nici. PMP, domnul președinte Melinte. Nu avem. Vă mulțumesc frumos. Doamna, nu? Vă rog. Pro-România, mă scuzați, domnul președinte. Da. Haideți să intrăm să... Da. Domnul consilier județean, anunțați-o pe doamna Filip să nu voteze, că dacă votează online, nu mai e vot secret. E singură. Vot secret, domnule. Asta este, asta e procedura, o respectăm. Mulțumesc. Ați lansat aplicația, domnule? Păi, dar nu m-ați cumplat nici pe mine, văd că nu mi-ați transmis... Păi nu, că nu am dat drumul la sesiunea de vot. Ah. Cu rugămintea să dați telefoanele sonorul la telefon mai încet ca să nu facem microfonii. Lansați sondajul, doamnă, ca să...
Trebuie să primiți, am primit și noi. Centralizare. Marco mai. Da, și l-am desemnat încă o dată. Da. Nici nu mai trebuia votat, trebuia doar să retragă cu mine. Da, am zis treaba asta, am zis la început. Da. Până se reglează cu votul, două minute iese. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abținere. Online, doamna Filip. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 11 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru prestarea serviciului de transport pe 105 trasee județene cuprinse în programul de transport public județean de persoane prin curse regulate prestate între localitățile județului Bacău, valabil în perioada 2023-2032. Vă rog, intervenții dacă aveți. Vă rog, doamnă. Dacă mă puteți ajuta, am observat că Zoază Engineering Co., firma care a făcut contestație și dacă nu mă înșel așa de traso, a spus despre firma care a câștigat la Cleja, că nu are capacitatea să se țină de program, respectând legea, care avea prea puțin șofer. M-ar ajuta să aud cum pot proceda cetățenii, dar programul curselor nu va fi cel contractat. Și doi, pare că firmele câștigătoare nu au autobuze. De exemplu, nu era ora 7, când merg și ele din Amintici la liceu, acum sunt tine. Și sunt 3 autobuze. Înțelegem că vor fi mai multe microbuze la cursele aglomerate. Da, haideți să vă răspund eu, că să știți că suntem cam singurul județ care a reușit să delege acest contract. Există din cele 20 de loturi un lot, lotul 1. Am să vă spun așa ca să dau și o explicație sau să prezint care este situația cu transportul public în Bacău, pentru că am primit și eu tot felul de solicitări din partea cetățenilor și vreau să dau anumite precizări. Lotul 1, care nu s-a putut adjudeca din cauza unei greșeli tehnice, și un alt lot, nu știu care dintre ele, care a fost contestat. Deci au fost contestate inițial, s-a depus pentru mai multe loturi, dar mă refer la grupa TIC.
Dar s-a retras această contestație, dar a rămas totuși în vigoare o altă contestație. De ce? Știți foarte bine că pentru anumite loturi, nu pentru anumite, pentru tot ce înseamnă contestație, trebuie să depun o garanție. Ori depunerea de garanție pentru ceea ce se contestase grosomodo era foarte mare. A rămas doar unde consideră că ar putea să aibă dreptate. Lotul respectiv, cred că lotul 6, nu îmi dau seama exact, se află în contestație la CNSC. Deci, referitor pentru transportul pe care noi îl votăm astăzi, există o perioadă de mobilizare de 3 luni de zile, 90 de zile, termen în care trebuie să vină cu ceea ce a scris în caietul de sarcini respectiv, număr de microbuze, număr de autobuze și, nu în ultimul rând, tot ce au prezentat ca ofertă. Respectiv, GPS-uri, sisteme de ridicare pentru persoane cu handicap, asigurarea condițiilor de calitate, mă refer Euro 5-6 și dacă nu mă înșel, și microbuze electrice, dacă cred că avem un 10% din ca atare. În această perioadă de mobilizare, dânsii trebuie să vină cu aceste dotări, așa cum scrie în caietul de sarcini. Ce se întâmplă acum este de fapt o continuare a activității până la începerea prestării efective. În acest moment nu prestează firmele câștigătoare, ci cele care sunt pe licența veche, prelungită de noi, ca să asigurăm o continuitate a transportului public județean. Nu vă spun că este foarte greu să asigur, pentru că a trebuit să ne rugăm de operatorii care prestau și care nu sunt câștigători, care prestau pe acele trasee, să-și continuă activitatea până când își intră în funcțiune contractul de delegare a transportului public județean. Timp în care cred că se va rezolva și problema licitației, mă refer problema contestației, cât și problema lotului 1, ca atare eu cred că până la finalul anului, am dat un termen larg, până la finalul anului județul va avea transportator să acopere toate rutele în condițiile în care au fost licitate. Și să știți, condițiile nu au fost chiar foarte largi, adică să nu asigure capacitatea, să nu asigure condițiile tehnice, așa cum s-a solicitat prin caietul de sarcini, pentru că altfel nu poți să semnezi ordinul de începere și dânsii trebuie să vină cu niște anexe, să-mi dovedească. Se va verifica parcul auto? Avem echipă care se va duce în teren, nu văd niciun risc pentru contractul următor. E adevărat că până se închide perioada de mobilizare, poate vor mai fi sincope. Poate vor mai fi sincope pentru că prestează alți prestatori care n-au câștigat. Asta este... Da, domnul? Dar eu vreau să mă întreb. Adică până la sfârșitul anului mai avem localități care nu au asigurate... Nu, ați înțeles perfect. Ați înțeles perfect, chiar serios, domnul consilier. Păi dacă eu v-am spus că se asigură până la perioada de mobilizare, vorbesc românește sau în engleză? Dați-o încolo, de treabă. Cum să n-avem? Noi asigurăm continuitatea transportului până la perioada de mobilizare, doar că nu sunt aceleași firme care au câștigat. De ce? Pentru că au o perioadă de mobilizare. Și pe parcursul când se face acest transfer dintr-o parte în alta, evident că noi controlăm cursele să se îndeplinească corect. Și cine nu îndeplinește, e și amendă. Noi, cred că serviciul de transporturi are la activ câteva amenzi date consistente, acolo unde transportatorul, fie că a câștigat licitația, fie că nu, nu și-a făcut treaba corespunzător. Da. Deci, dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul. Mai aveți una? Da, întrebări concrete. La Cleja, ați primit cumva un leor cu
Da. Da, 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 da. Deci eu v-am spus la modul corect ce am spus, am afirmat public și le răspundem și oficial, există de la Cleja într-adevăr o solicitare, a fost într-adevăr o teamă și domnii primari s-a și răspuns, am primit mesaj că s-a și răspuns la acea solicitare, dar eu am avut mai multe semnale de la Letea Veche, de la Bălcescu, cred că și de la Cleja și am asigurat, de fapt, problematica a fost mult mai complicată pentru că era începerea anului școlar și începeau tot felul de discuțiile, domnule, cu cine deplasăm în oraș. Și atunci am luat legătura cu transportatorii și le-am prelungit autorizațiile, că erau până pe 30 septembrie să le presteze și ulterior în așa fel încât în momentul când se termină perioada de mobilizare să avem o continuitate a transportului. Mulțumesc și eu, să pun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru, voturi împotrivă, abțineri. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean privind aprobarea numărul 206 din 30.09.2022 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul regional dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020, a indicatorilor tehnico-economice a proiectului, a listei de investiții prioritare, a valorilor investiții aferente Consiliului Județean, precum și a participării Consiliului Județean Bacău la cofinanțarea proiectului. Supun la vot proiectul de... Da, vă rog. Am văzut că domnul Nisul, dar eu cred că n-a citit aici. Eu vreau să vă întreb așa, pentru că parcă e o ruptură de logică. Noi aprobăm studiul de fezabilitate pentru un proiect și așa pentru perioada 2014-2020. Noi suntem în 2023. Dar sunteți de zi. Eu chiar vorbesc serios. Și eu discutăm și vă mai citesc o dată ca să afle și Băcăoane. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău în perioada 2014-2020. Eu ce să înțeleg când citesc asta? Ce pot să înțeleg de când studiul de fezabilitate a unui proiect în 2014-2020, care probabil atunci trebuie să se demuleze? Da. Eu mă întreb. Da. Eu cred că trebuie să și am să vă spun de ce. Ar trebui să vă explic ce înseamnă un proiect european. Dar vă explic. Că eu am și răbdare și avem și timp. Da, dați-mi voi... Nu, dar nu interveniți peste mine. Mi-ați spus o întrebare și vă răspund la ea. A zis așa. 2014... Dumneavoastră trebuie să răspundeți Băcăoanelor. Nu ție. Da, dar dumneavoastră mi-ați adresat întrebare, nu Băcăoanelor. Da. Deci, nu, extraordinară întrebarea noastră, vă rog să mă credeți că n-am găsit asemenea cunoaștere toată adunată la un loc, într-un singur om. Dar vă răspund în felul următor. Deci, perioada nu reprezintă perioada de implementare, ci perioada în care s-au depus documente, e vechiul exercițiu financiar european, care, așa s-a denumit, în 2014, în 2020. Dacă țineți foarte bine minte, deși nu cred că țineți minte, că altfel ați fi avut, în 2020 s-a semnat un contract de finanțare. Contractul de finanțare semnat, aplicația
veche POIM, care acum, în acest moment, prin aprobarea studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor, se va faza, se va etapiza, de fapt așa se numește. Pentru că nu poți să aplici ceva, ai un grad de utilizare a fondurilor, mai mult decât atât, Comisia Europeană și-a aprobat acest proiect. Mă mir că dumneavoastră nu v-a informat. Dar Comisia Europeană a aprobat acest proiect, să știți, chiar cu, să zic așa, cu o exprimare de asta care se referă, domnule, 2014-2020. Așa se numește proiectul. Atunci e perioada de accesare. După, o să vedeți, noi suntem în 2023, dar urmează un alt exercițiu financiar până în 2027, în care accesăm proiecte. Nu știm sigur în ce perioadă o să reușim să-l implementăm. Ca așa cum este în PNRR, nu ai un termen limită. Nu ai cum să implementezi atâtea fonduri într-un termen foarte scurt. Am fost clar? Deci astea se vor solicitate de către MIPE pentru a le depune cele două proiecte care urmează, asta pe care vi l-am pus, tocmai pentru a actualiza această aplicație. Și primul și al doilea. Unu, actualizarea tarifelor în conformitate cu prevederile legale și doi, actualizarea indicatorilor și studiului de fezabilitate. Deci, dacă sunteți lămurit, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Eu mă abțin. Da, abține. Îmi cer scuze. Vă dau, uitați, vă dau. Da, l-am văzut că e mai aproape, îmi pare rău, îmi cer scuze. Dacă vreți să interveniți... Da, i-am dat mai aproape de mine, vedeți că nu... Deși noi avem o colaborare. Totuși suntem în întârziere cu acest proiect regional și iată că avem și o dimensiune financiară a acestei întârzieri. Pe lângă inconvenientul pe care au avut sute de mii de băcăvani care nu beneficiază de servicii de apă, metale cu apă și apă uzată, se mai și plătește în plus. Nu știu dacă ați făcut un calcul, așa, cât plătim, cât se plătește da. Pentru acest proiect față de evaluare inițială. Dați-mi voie să se plătește în plus, se plătește în plus 213 milioane 760.800 euro. Corespunzător, participări și noi consolidățiani, plătim în plus. Nu plătim nimic în plus. Dați-mi voie să vă... Da, și... Da. Domnul, eu credeam că dumneavoastră vedeți lucrurile un pic mai pragmatic. Deci, Comisia Europeană a evaluat întregul proiect de 480 de milioane și, la fel cum am și explicat mai devreme, e în funcție de cât se implementează. Deci, din ce am primit aprobare de finanțare de către Comisia Europeană, dacă nu mă înșel, pe partea de implementare. Ce se va întâmpla până la finalul anului? Urmează PODD-ul și, de fapt, ăsta se urcă în PODD, în al doilea exercițiu financiar și se va mări la nivel de contribuție pe fonduri europene până la 680 de milioane. Asta este actualizat de euro. Noi sperăm, numai un pic, lăsați-mă să termin. Ce vine cu colateral? Vine contribuția noastră de actualizare a prețurilor. Știți foarte bine că am avut o perioadă de un an de zile în care lucrurile au stagnat, tocmai că nu s-au actualizat prețurile și nu ni s-a permis acest lucru. Odată cu aprobarea acestui proiect, trebuie să aprobe și partea de actualizare a proiectului, care nu numai că nu pierdem, ci și câștigăm 680 de milioane față de 480. Și suntem în faza în care evident că se etapizează pe alt exercițiu financiar și pe o continuare acestei axe, așa cum s-a întâmplat anterior. Deci nu există vreo altă, să zic așa, o evident o cheltuială suplimentară coroborat cu
cu nivelul de implementare, cu nivelul de dezvoltare acestui proiect. Aș vrea doar să fac o precizare, că tot auzi, dar o să o fac la urmă. Da, vă rog, mai aveți ceva de domnul consilier? Da, faptul că s-au schimbat proiectul. Aici apar și niște soluții tehnice. Evident, evident. Este postul suplimentar. Este evident, este exact și proiectul. Este responsabil pentru faptul că au dat o soluție greșită. Stați să vă spun. Da, sunt 13 guidance noturi venite de la Jaspers. Deci ne-au schimbat toate soluțiile. O parte din soluția e o creștere financiară, o parte de altă natură. Deci toate soluțiile sunt avizate de Jaspers. După ce au trecut de Jaspers, s-a dus către Comisia Europeană, prin Ministerul, prin MIPE. Înaintând către MIPE, s-au avizat toate soluțiile, pentru că altfel nu trecea niciun proiect dacă nu aveam soluțiile tehnice avizate de către Jaspers și de către Comisia Europeană. Nici nu avea cum. Și l-am primit într-o formă în care, în anexă, spune, s-a evaluat întreg proiectul, astea sunt soluțiile tehnice, pe astea le aplicăm. Nu le-a modificat cineva, noi am venit cu altele, adică noi. Proiectantul. Vorbesc noi ca și Consiliul Județean, că suntem acționari minoritari. Au venit cu altele și atunci la cele 13 guidance noturi ne-au modificat soluțiile tehnice. Asta este realitatea. Și care sunt, poate să crească valoarea proiectului sau poate nici noi nu era, nici proiectantul nu ar fi fost de acord, poate să găseau și alte soluții. Dar asta este soluția și aprobarea dată pe acest tip de proiect, pe soluții tehnice și pe actualizare. Deci nu ține de companie aplicatoare acest lucru. Ține doar de cei care verifică proiectul. În urma verificării au modificat de așa natură încât atunci când a ajuns la comisie s-a aprobat. Văd că termenul de finalizare s-a prelungit de 64 de luni, deci se duce în 2025. Este optimist 2025, să știți. Optimist să privim. În condiție în care au fost lansate niște licitații pentru anumite proiecte, cred că ar fi oportun ca cei de la CRAC să vină să ne facă o informare privind stadiul implementării acestui proiect la proxima ședință. Pentru că să știm și noi ce le comunicăm băcoanilor care așteaptă alimentare cu apă, așteaptă da. Apa auzată să fie eliminată da. Fără a prejudica mediul. Ok, am înțeles. Mulțumesc frumos. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Deci, cât se abține? Da? A fost votat? Bine. Mulțumesc. Trecem la punctul 14. Pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatele analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului Consiliului Județean să susțină să voteze în adunarea generală ADIP aprobarea planului de evoluție a tarifelor. Dacă nu sunt intervenții, vă rog. Odată pentru că, într-adevăr, cu ceea ce am și spus, modernizarea rețelei nu s-a făcut, nici adicțiunea suplimentului de la Sejan, deci semnal din 2019. Spuneți că un an nu au fost prețurile, au fost perioada cu licitații de datorită majorării prețurilor, dar sunt prea mulți ani în care, după care ar fi putut să beneficieze da. De o calitate mai bună a acestor rețele și nu nouă. Plus că nu am văzut nici avizul ANSC-ului în acest proiect. Nu știu dacă este. Deci, haideți să vă explic eu. Văd că noastră vorbiți ca și cum Consiliul Județean, care este acționar minoritar, are
vreo modalitate, vreun mod de a influența prin vot în adunarea generalului a CRAP, ținând cont de faptul că primăria Bacău este acționar majoritar. Puneți întrebările astea dânșilor. Eu am să vă spun două chestiuni. Ca președinte ADIP, monitorizez activitățile din cadrul acestei asociații, acestei... Dar, prin indicatori de performanță, prin ceea ce activitățile de acolo și chiar și prin evoluția acestei aplicații. Referitor la faptul că s-a semnat un contract pentru municipiul Bacău, pe care dumneavoastră tot ziceți că nu s-a accesat sau nu lucrează încă, să știți că primăria Bacău a dat o autorizație cu 4 luni de zile întârziere. Cred că trebuie să-i întrebați pe ei. 2. Ordinul de începere a lucrărilor, evident că nu se putea da decât după autorizație. 3. După ce s-a dat într-un final autorizația de construire, a eliberat primăria, s-au gândit că, domnule, ar trebui să schimbăm ordinea lucrurilor și ar trebui să nu săpăm într-o parte, să săpăm în altă parte. Asta rămâne la decizia CRAP, dacă se poate, ținând cont de faptul că e un caiet de sarcini cu o etapizare a lucrărilor, cu un stadiu fizic al lucrărilor acolo și care trebuie să-l facă. Trebuie să înceapă din centru, din motive pur și simplu, să zic așa, să nu mai fie spart orașul, s-a încercat devierea, dar a unor trasee să înceapă din altă parte de unde ar trebui să înceapă. Este efectiv decizia celor de la CAP, în condițiile în care, repet, nu este decizia DIP. Văd că nu spuneți un cuvânt de faptul că nu s-a reușit funcționarea corectă a rezervei de apă, care iar este investiția primăriei. Păi noi nu ne putem suprapune și nu putem să avem atribuțiunile decât ale date de lege. Nu pot să mă suprapun peste conducerea primăriei Bacău, care are și acționariatul majoritar și posibilități. Dacă nu mă înșel, chiar acum a fost supus niște hotărâri de Consiliul Local prin care își manifestă chiar dreptul de a decide pe anumite treburi. Știu că s-au retras de pe ordinea de zi, pentru că nu s-a prezentat un raport din partea directorului general ieri. Dar chiar nu văd unde este problema. Da, și o chestiune legat de contractul de aducțiune, de contractul de aducțiune, mă refer la stejarul Bacău. Din ce știu, se lucrează, se prezintă rapoarte, sunt în întârziere, dar aceste întârzieri nu țin efectiv de nici de partea Consiliului Județean, nici de ADIP. Am văzut că reprezentantul noastră a făcut desene interesante pe Facebook în care nu funcționa rezerva de apă din cauza președintului ADIP. Lucru care, sincer, nu onorează. I-am și transmis. Dar dacă ne menținem în atribuțiile noastre de serviciu, cred că e foarte bine. Dacă vreți, la întrebările astea legate de ceea ce înseamnă funcționarea apei în municipiul Bacău, cred că trebuie să vă adresați primăriei, dar mai puneți și o întrebare suplimentară. De ce nu accesează cele 43 de milioane de lei pe Angel Salini, aprobați de Guvernul României, de Ministerul Dezvoltării și care nici în acest moment este pentru apa băcăoanelor, pentru reducerea pierderilor. Nici în acest moment nu s-a ridicat pe platformă vreo solicitare pentru a se semna contractul. Așa că vă rog să nu mai amestecăm Consiliul Județean cu Primăria Bacău. Fiecare are atribuțiuni. Noi ne-am făcut datoria și am accesat tot ce s-a putut accesa. Ca atare, cred că și dânșii trebuie să-și facă treaba la fel. Mulțumesc! Da, doamna, vreți să-mi răspundă? Doamna, vă rog. Vreau doar o intervenție scurtă. Domnule președinte, credeți că la punctul 14 noi trebuie să votăm astăzi un mandat pe care îl dăm dumneavoastră pentru a vota în APA ADIM, corect? Da.
Am citit proiectul de hotărâre unde se spune foarte clar că tariful inițial corespunde ultimilor tarife adoptate de ANRSC și aici îi răspund și colegului din 17-11-2021. Prima întrebare. Din 2021, noi, pentru scumpirile care au fost de-a lungul timpului, mai avem un aviz ANRSC. Întrebarea numărul 2. Tarifele vor fi ajustate în termen real și cu inflația anuală la data de 1 ianuarie. Dar, așa cum văd în tabel, în 2024, apa va fi scumpită cu 10% și cu 10% apa uzată. Bun. Mai este o diferență de 2,5% atât la apă cât și la apă uzată și va fi aplicată începând cu 1.12.2023. Deci, mi-aș fi plăcut să fie cineva de la CRAB, pentru că sunt convinsă că sunt date contabile, să ne lămurească cât va fi metrul cub de apă. Deci o scumpim o dată de la 6% în 2023 la 10% și la apă și la apă uzată, deci cu 4% plus 2,5%, dar nu de la 1 ianuarie, ci de la 1 decembrie. Aici da. Aș vrea să mă lămuresc. Da, vreau să mă lămuresc, deși nu cred că era atributul meu. Să lămuresc acest lucru. Pentru că evident că noi preluăm ceea ce ni se transmite, dar am să vă spun așa, avizul ANRSC se ia după ce se adoptă hotărârea în CRAB. 2. După ce se votează. 2. Știți că în această aplicație care s-a depus undeva în 2016, și are evident mai multe componente, printre care și planul tarifar. Ori, acest plan tarifar este actualizat de la an la an prin hotărâre. Ca atare, acest plan de aprobare este dat de atunci de când s-a depus aplicația, că altfel nu o puteam accesa. Și are un plan de creștere prin care, noi dacă nu depunem acum, o să ratăm diferența de aplicație pe care o avem de aplicat. Deci, a fost aprobat anterior, este un grafic aprobat anterior acestei ședințe, nu este, să zic, un plan tarifar avizat și de ANRSC în momentul când s-a depus. Acum noi venim cu o propunere în care se votează în AGA și atunci se depune către ANRSC, verifică dacă e în planul tarifar aprobat la începutul aplicației, deci reprezintă efectiv un plan deja aprobat în anii din urmă. Noi avem doar o continuitate la ceea ce se întâmplă. Nu e așa, doamna? Nu, dar spuneți-mi dumneavoastră că nu este așa, pentru că așa cum scrie în proiectul de hotărâre, spune de la 1.2.2023 plus 2,5 în afara tabelului pe care l-ați menționat dumneavoastră. E adevărat, există tabelul, există planul tarifar, așa este cum ați spus, dar apare un plus de 2,5% la apă, 2,5% la canal. Aici aș vrea să fie cineva de la CRAB. Da, eu cred că ceea ce este acolo este rezultatul firesc al unor... Totuși noi vă dăm un mandat, domnule președinte. Dacă mi-l dați. Da, dacă mi-l dați, evident, că noi... Eu v-am spus ce votez și nu votez în afara... Adică să înțeleg că noi votăm astăzi o scumpire a apei cu 10%. Nu, votați un proiect european. Dar știm asta. Dar scumpirea apei pentru cetățeni din 1 decembrie va fi cu 12,5%. Asta vreau să știu. Este în planul tarifar, așa cum v-am spus. Nu știu... Am înțeles. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 abțineri. Nu? Împotrivă 6 și dacă sunt abținere, hotărâre. Da. Abținere. Nu? Haideți să vedem care este rezultatul.
28 pentru, 6 împotrivă, nicio abținere. Da. Și ca să nu rămân cu o întrebare agățată undeva, cei 2,5% e diferența de investiții. Dacă vreți să... v-am spus că nu eu sunt cel mai potrivit să răspund la treaba asta, dar ca să știți, o parte e planul tarifar și o parte e diferența de investiții. Ca să avem investiții, trebuie să avem de unde investi. Da. Eu nu pot să decid, v-am spus că are o problemă personală cu fetița și evident că n-am... Da. Da. Deci, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Social Centru de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ungurem, precum și modificarea articolului 11 din hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 204/2023, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a DGASPC Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea listei produselor care vor fi distribuite și a măsurilor educative care însoțesc atât distribuția de fructe și legume, cât și distribuția de lapte și produse lactate implementate din cadrul programului pentru Școala României în județul Bacău pe perioada cursurilor anului școlar 2023-2024. Supun la vot proiectul de hotărâre. Da, vă rog... Votați sau... Nu, vreau să... Ia, interveniți. Domnule președinte, ați motivat urgența prin faptul că începe anul școlar... Că a început. Da, a început anul școlar și nevoie... Eu vreau să întreb, cine e de vină că nu s-a abordat acest proiect acum în termen, acum nu știu câte luni? Da, vă spun eu, nu erau ieșite normele de aplicare de la Ministerul Agriculturii. Și asta nu mai e pentru... Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor numărul 1, numărul 2, la hotărârea Consiliului Județean numărul 119 din 2022, privind aprobarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare la Spitalul Județean de Urgență Bacău, cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Trecem, proiectul de hotărâre s-a adoptat. Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special a reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală ADIB, convocată pentru data de 25 octombrie 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare ale unor servicii sociale cu cazare din cadrul complexului de îngrijiri și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Filipești, pentru, precum și modificarea articolului 15 din hotărârea de Consiliul Județean numărul 204 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor sociale furnizate de DGASPC Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Fiind epuizată ordinea de zi, dacă aveți intervenții, vă rog. După ce cred că a intrat
de acea informare scrisă privind ajutorul din... Nu, n-am înțeles. V-am cerut o informare privind ajutorul din... Și n-am dat? Nu mi-a spus scris. A, dar am dat răspuns, nu? Da, și-am scris. Nu. Eu știu că am dat și-am scris, dar... Eu știu că am dat și-am scris, dar nu e problemă. Uite, doamnă secretar general, îi formulăm un răspuns. Până la ședința următoare, nu extraordinară, o să aveți un răspuns. Să știți că... Vă rog, nu plecați. Încă, doar vreau să vă anunț un lucru. Aș vrea undeva pe data de 10, chiar dacă să vedem în funcție de cum e, pe data de 10 să convoc o ședință extraordinară. Mi-aș dori, bineînțeles, fiecare cum poate, online, fizic, dar aș prefera fizic, să prezint rezultatul unui audit de control medical la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Noi l-am realizat pe parcursul a aproape un 6-7 luni, un an, nu mai știu exact. 8 luni. Și undeva se sintetizează până pe data de 10. Noi o să avem un raport sinteză în care o să vi-l mânez, în care s-au analizat toate secțiile din Spitalul Județean de Urgență și propuneri de măsuri pentru a avea un Spital Județean de Urgență sustenabil și care să asigure, în primul rând, satisfacția pacientului și nu a celor care îl deservesc. Ca atare, o să vedeți, de asta am și cerut, am cerut să vină consultantul, nu o să-l prezint eu pentru că nu am știință, dar rezultatele sunt interesante, nu știu dacă s-a mai realizat vreodată, și va deveni ca un to-do list pentru Consiliul de Administrație și pentru Spitalul Județean de Urgență. Am primit nenumărate solicitări să-l prezint pe 544, că tot s-a distribuit. Noi tot am avut comunicări cu Spitalul Județean de Urgență și acest raport tot s-a distribuit pe anumite secții și a stârnit o reală îngrijorare în rândul secțiilor. Ca atare, ca să eliminăm din capul locului orice interpretare, o să vă prezint noastră ca și consilier județean și cu invitația Consiliului de Administrație a Spitalului, în așa fel încât să avem o comunicare transparentă, fără echivoc, lucru care o să vă mânesc dumneavoastră un exemplar și o să și public acest raport de audit de control medical. Atât am vrut să vă anunț. Deci undeva pe data de 10 am solicitat să vină consultantul, de fapt expertul în raportul de audit, firma de audit, care, repet, nu este un audit pur economic, ci e un audit al spitalului, atât a serviciilor medicale oferite, cât și a sustenabilității pe fiecare secție în parte. Atât am vrut să vă anunț. Mulțumesc frumos, vă doresc o zi plăcută.